am citit un interviu în care tu ziceai că vrei să ajungi la altar. Nu? Asta niciodată. A fost ceva interpretat. Am zis că pentru că familia mea, în familia mea am văzut modelul ăla de căsătorie minunat, o să vreau și o să mă căsătoresc la un moment dat, când o să găsesc persoana potrivită. Titlul acela, Cristina Belciu așteaptă să ajungă la altar, eu n-am zis asta, adică chiar n-am zis-o. N-am zis-o și nici n-aș zice-o, nu sunt cu nimeni, știi? Mă duc la altar cu cine? Prietena mea, Ligia, cu care am venit? Nu. Bine, dar ești singură, asta putem singură, să... Da, sunt singură, s-a mai speculat prin presă că sunt, că nu sunt cu nimeni, nu am ieșit măcar cu nimeni, nu am momentan dispoziție pentru asta, e vară, vreau să mă plimb, să mă distrez, tocmai m-am întors de la Ischia, am luat un premiu și acolo, de acolo, am văzut pe net că s-a scris că eram cu cineva în vacanță și eram cu muncă. Persoana despre care s-a scris că ar fi cu mine era la 10 ore distanță, deci niște... Deci nici măcar n-ai nicio treabă cu persoana respectivă. Am nici o treabă. O cunosc, am din vedere, n-am nicio treabă. Deci am pus capăt zvonurilor dacă toți suntem aici. Da, îl cunosc, dar atât, adică ne cunoaștem atâția, știi? El ți-a dat vreun mesaj când s-a văzut ce scrie, să zicem, uite, s-a scris. Pentru că ne cunoaștem, am râs amândoi, adică el era la Como, care e lângă Milano, iar eu eram nici măcar în partea aceea Italiei, eram în sud, pe o insulă, lângă Napoli, adică s-a scris că erau în aceleași restaurante, că nici măcar nu eram pe aceeași porțiune geografică, adică... Deci, mă bucur totuși că am clarificat situația și... Și reluare. Și ești singură, n-ai nicio treabă cu nimeni, gata. Nu ies cu nimeni, orice vedeți, nu sunt iubiții mei, nu am iubiți, am avut doar două relații, punct.